Bună seara, dragii mei! Astăzi am un invitat cu o carieră impresionantă în domeniul operațiilor estetice. Vom descoperi împreună cum a fost calea lui spre succes, ce sacrificii a făcut, cum a făcut față provocărilor pe care le-a întâlnit pe parcurs. Dar vom descoperi împreună pentru că l-am invitat pe domnul doctor Marek Vulcu. Avem pacient fericit cu medic nefericit. Aoleu, aici cum se poate întâmpla asta? Aici sigura. Sunt și eu botoxat, că nu pot să lucrez la acest cabinet fără să te botoxezi. Serios? Există invidii, răutăți, nu știu, mă rog, colegi care sunt, nu știu, în competiție cu dumneavoastră, așa? Altă întrebare. Între cei doi, între soț și soție? Păi, femeia acasă și bărbatul pe câmp. Depresia este boala oamenilor care nu vor să judece, nu vor să muncească. Nu vă place luxul, de exemplu, dacă îmi spuneți că nu mai contează, ați ajuns la un nivel de înțelepciune că nu vă mai interesează să fie o mașină, nu știu, scump. Nu vă place luxul? Cine definește ceea ce e la lux? Am WC-ul, am apă caldă, am pereți, am termopane. Ce mai trebuie mie ca să trăiesc în lux? Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și bună seara tuturor telespectatorilor noștri! Este grea calea spre succes, domnul doctor? Nu este grea. Este vorba de 99% muncă, 1% noroc. Nu e grea deloc. Da. Dumneavoastră ați fost printre primii doctori care practic s-a apucat de operații estetice în România. Da. Am avut norocul acesta că odată a fost și vârsta, odată a fost și suficientă pregătire, că niciodată nu știi totul, deci să spunem că a fost o suficientă pregătire ca să poți să deschid acel cabinet. Și probabil că vârsta la care eram și cu curentul care se dezvolta din aceste intervenții chirurgicale, eu le-am prins și le-am folosit. Asta a fost norocul meu. Acum câți ani se întâmplă asta? Cred că în 1999. Acum trebuie să facem un calcul. Da, a trecut ceva timp. 23 de ani, ceva de ani. Acesta, da. Cum erau, vorbim acum despre femei, mă rog, mai nou și bărbații recurg la intervenții chirurgicale estetice, dar atunci femeile erau reticente? Femeile sunt reticente tot timpul și anume vorba de o intervenție. Te înțeapă cineva chiar dacă e vorba de un botox sau hialuronic. Te taie cineva chiar dacă e vorba să faci o liposucție, să întorci o canulă acolo și să scoți grăsimea. Sau tăieturi mai mari sau mai mici. Deci, categoric, fiecare vine cu inima purice la un doctor ca mine și omul e frică, sincer să fie, e frică. Dar vrea, își dorește. Dorința și voința lui sunt mai mari și trec peste acest prag numit frică. Și cum este discuția cu pacientul care vrea, dar îi este frică? Discuția cu pacientul, în primul rând, trebuie condusă de medicul care se ocupă de el și trebuie să fie în control. Adică el trebuie să-i dea pacientului un grad de siguranță, să-i explice ce face, să explice cum se face, ce riscuri sunt acolo, ce beneficii sunt, ce se întâmplă dacă, să zicem, operația nu a mers așa cum ne-am dorit. Nu și-a dorit-o pacientul. Sunt câteva situații în acest domeniu, în această situație, și anume, avem pacient fericit, cu medic fericit, toată lumea e fericită. Așa. Avem pacient fericit, cu medic nefericit. Aoleu, aici cum se poate întâmpla asta? Aici sigura. Și avem pacient nefericit cu doctor nefericit. Aici este o situație destul de gravă, pentru că pacientul e nefericit, medicul nu știe cum să-i rezolve problemuța. Asta se câștigă cu experiența și într-un final toți pacienții vor fi într-un grad foarte mare fericiți. Gândiți-vă că sunt și personalități care sunt mai, nu știu cum să le definesc, dar sunt mai greu de mulțumit sau au anumite pretenții în viață, că acele pretenții de multe ori nu sunt justificabile, nu sunt realiste. Acolo vor fi ceva discuții, dar nu mari. În principiu,
în principiu, știința vine de aici până aici și eu atâta îmi permit să fac cât îmi permite maximul din știința care o știu eu și care, mă rog, sunt documentat, am fost documentat bine. Vreau să vă spun, domnul doctor, noi în emisiune avem două cutii aici, una roșie și una aurie. Să știți că la un moment dat le vom deschide, dacă vă doriți dumneavoastră, puteți să și refuzați. Aveți această opțiune, vă gândiți. Ok. Mai spre finalul discuției noastre, în cutia roșie se află o întrebare despre viață, despre amor, așa, și în cutia aurie se află o întrebare despre bani. Asta v-am dat niște indicii. Am înțeles. Dar vă puteți gândi până la finalul, spre finalul discuției noastre, dacă vreți să le deschideți, puteți să refuzați. Să știți că niciun invitat până acum n-a refuzat cutiuțele, dar aveți acest drept. Haideți să le deschidem pe amândouă cât doriți dumneavoastră. A, deci v-ați și hotărât. Bine. Eu zic să păstrăm un pic suspansul și le deschidem un pic mai încolo, pentru că mai am mai multe întrebări. Vă rog. Pentru că am început discuția înainte de a începe înregistrarea acestei ediții și mi-a spus lucruri foarte interesante. Eu vă cunosc pe dumneavoastră ca doctor în această zonă a operațiilor estetice și am niște curiozități. Cel mai des, la ce intervenții chirurgicale recurge o femeie? Cel mai des o femeie recurge în primul rând la injectabile, la tehnici din acestea minim sau non-invazive, care ele sunt extrem de eficiente, cu minim de riscuri și iarăși costurile sunt foarte joase. De exemplu, vă dau un exemplu. Probabil că eu de vreo 10 ani cel puțin n-am mai făcut lifting facial. Sau am făcut una, două, dar nu mai mi-aduc aminte. Dar există botoxul acum. Da, există botox și hialuronic care efectiv. Deci numai trasul ăsta de piele, că se duc femeile la zic, domne, ce bine aș arăta așa, vai, ce bine, extraordinar. Zic, da, dar eu te tai aici, atrag, dar nu e rezultatul ăsta care ți-l impui tu. Că dacă ai stat așa două luni de zile, e să vezi că pielea iară se lasă. Deci, în principal, liftingurile acestea se adresează unor structuri, unor volume, dar nu se adresează pielii. Și hialuronicul și botoxul, chiar și laserul, deci laserul, am un laser care restructurează pielea, fără să o vătămeze foarte tare. Botoxul se adresează ridurilor care apar și anume, problema ridurilor este dată de mușchiul care este dedesubtul ridului și acel prin contracția lui și prin realizarea unei legături între mușchi și piele, el atunci el acționează pielea și acel se face, de exemplu, dacă mă încrunt, vedeți, pac, apar niște chestii astea. Da. Bine, sunt și eu botoxat, că nu pot să lucrez la acest cabinet fără să te botoxezi. Serios, dar să știți că nu se vede că ați fi botoxat. Că, da. Adică trebuie să ai un talent sau... Sau există o vârstă când ar trebui să începi să-ți administrezi botox? Am mai auzit diverse variante, că e bine de pe la 27 de ani înainte să începi să faci riduri, ca să le previi, că, ba nu, că nu e bine așa, că doar atunci când apar, nu știu, dumneavoastră să ne spuneți. Eu cred că cel mai indicat moment este atunci când își dorește pacientul. Sunt niște crize în viața asta, criza de 30 de ani, de 40 de ani, de 50 de ani, de 60 de ani și la 35 de ani nu observ că ți-au apărut niște riduri, dar la 39 jumate sigur au apărut niște riduri, sigur trebuie tratate. Ce să vă zic, la 15 ani ești tângă copil, nu te gândești, de la 25 de ani, domne, mi-ar trebui și mie, că am văzut acolo niște așa. Vedeți? Și acum, deci m-ați întrebat care sunt cele mai solicitate? Da. Cele mai solicitate sunt acestea, hialuronic, botox. Pentru că ele îți întrețin fața, economisești o grămadă de bani, că un lifting de la este o pălărie de bani, ce să mai vorbim. Așa? Și acum, cu 200-300 de euro, tu tot te îngrijești, odată la 6 luni. Odată la 6, de exemplu, botoxul este o substanță foarte ok, în sensul că nu s-au văzut probleme la ea, nu au fost mari probleme, au avut o singură reacție în ăștia 23 de ani de zile și acolo, mă rog, a fost altceva. În restul, el nu dă niciun fel de reacție. Însă, el îți corectează ridurile acestea frontale, acestea de la coada ochiului și multe alte lucruri face acest botox. Și trebuie la început, de exemplu, nu devii dependent de el. La un moment dat, dacă spui, doamne, rămână natural, pe natural merge. Dar buzele astea așa mari pe care le vedem în mediul online, exagerate de multe ori. Da.
Așa este, eu nu fac așa ceva și din această cauză nu comentez. Dar în realitate sunt niște exagerări acolo. Trebuie să ne gândim că noi toți ne obișnuim cu binele și totdeauna tindem către mai bine. Cu toate că de multe ori mai binele poate să fie dușmanul binelui. Deci dacă la început fetele își puneau câte un mililitru și arătau frumos, după care mai veneau peste 6 luni, an de zile, iar mai băgau acolo un pic și iar arăta mai frumos, la un moment dat cineva a zis, domne, vreau să-mi bag mult, mult să se vadă. Și atunci s-a întâmplat chestia asta și acum ce să facem? Sunt organizatori în aceștia de opinii, de păreri care ghidează lumea și lumea acceptă ce li se oferă. Ce curiozitate am eu, le știți pe surorile astea Kardashian? Da. Spuneți-ne, așa cum, dumneavoastră aveți ochiul format, posterioarele lor sunt adevărate sau sunt, există intervenții acolo? Deci, asta este părerea mea, nu vreau să mă bată vreun domn Kardashian pe stradă, așa? Mie mi se pare că acolo sunt niște exagerări și anume, e adevărat, bărbaților așa consideră că e frumos și consideră bine că o femeie trebuie să fie mai planturoasă, bineînțeles că și fesele trebuie să fie mari și sânii trebuie să fie mari, dar acolo, după părerea mea, este o exagerare. Și este o exagerare care chiar îți deranjează ochiul când te uiți la... Eu nu mă uit la emisiunea aceea, nu... Da. Dar vedeți că vorbeam despre calea spre succes. Ele au ajuns să dea un trend în toată lumea, practic. Da. Din păcate sau din fericire, acum nu vreau eu să dau verdictul, fiecare își alege ce vrea și trăiește viața cum exact, vrea. Exact, fiecare își alege ce vrea și ce înțelege din viața asta și cum și-o dorește, așa o are. Au ajuns să traseze trenduri și în felul cum arată, dacă înainte de apariția lor în vizorul presei era la modă să fie șnur, știți? Ușor, ușor s-au schimbat vremurile și... Acum femeile vor să aibă forme, implanturi mamare, de exemplu, e o solicitare mare în zona asta. Femeia din totdeauna este frumoasă când are forme, da? Deci să aibă sâni mari, să aibă shoulder, să aibă talie. Vedeți un lucru, eu vreau să vă destăin un secret aici. Eu cred că imaginea aceasta cu gambe subțiri, cu coapse, cu talie, cu sân, cu așa, este undeva pornită cumva din mintea bărbatului sau cumva este înscrisă chiar în codul lui genetic. Pentru că fiecare are o semnificație. Buzele mari înseamnă că ești tânăr. În timpul vieții tale, buza, partea albă a buzei, se mărește și partea roșie involuează. Așa că se subțiază buza. Exact. Din cauza asta, lumea vrea să-și umfle buzele. Bun. Apariția ridurilor. Tot așa. Ești trecut în altă categorie. Și atunci lumea dorește să revină înapoi cu aspectul de acum 2 ani, 5 ani, 7 ani, 10 ani. Foarte bine. Acum, o femeie cu sânii mari, bărbatul zice, domne, poate să-mi alăpteze copilul. O femeie cu talie zice, domne, este nulipară, deci eu sunt primul soț care îi va face un copil. Așa se gândește, bravo, e un pic cam orgolios. Așa, o femeie cu bazinul mare, bineînțeles cu fese mari, bărbatul spune următorul lucru care nu știe multă lume. Grăsimea de pe coapse, de pe pulpe, de pe fese, este grăsimea care va fi utilizată în primele luni de lactație. Pentru procesul de lactație. Acolo este stocată energia. Și el zice, ia uite, are bazin mare, nu trebuie cezariană, va naște natural, are energie de unde să hrănească cu lapte copilul, să sintetizeze laptele da. Matern. Da, deci astea, să știți un lucru, toate... Poate chiar în subconștientul bărbatului, chiar dacă el nu da. Își dă seama că... Da, amândoi, și bărbatul și femeia îi văd situația cam la fel, că trebuie să... Acum, ideea asta cu fetele acestea slabe și anorexice și așa, nu înțeleg. Mai merg și eu din când în când pe la mare și nu mai văd câte o anorexică de asta... Hai săraca de ea, hai... Da, și să știți că foarte multe femei se chinuie să fie așa, pentru că industria modei... Da, da, am văzut. Da. Știți ce, vreau să vă mai întreb, dacă ai silicone, poți să alăptezi? Da, niciun fel de problemă. Nu ți împiedică procesul de alăptare? Nu, nu are niciun fel de problemă. Singura problemă care poate să pară aici, e o problemă legată de imunitate. Gândiți-vă că, virgulă, produsul de concepție
fetusul. El este non-self, da? El are numai jumătate din cromozomii mamei și jumătate din cromozomii tatălui. Deci, atitudinea sună paradoxal, dar asta e adevărul ăsta, dar cel puțin teoretic asta este. Atitudinea mamei din punct de vedere imunitar asupra fetusului este exact aceeași ca și cum ți-ar intra o așchie în palmă, de exemplu. Da? Deci, însă, organismul femeii este construit în așa fel încât ea, în timpul sarcinii, ea își diminuează foarte puternic imunitatea, da, tocmai ca să nu-l respingă imunitar, okay, pe acest fetus. Foarte interesant asta. E, în această perioadă, femeia este mai susceptibilă la fel de fel de infecții virale, bacteriene, fel de fel de fungi. Și atunci, aceste, așa, pot să infecteze aceste silicone. Asta e singura problemă. Care nu e ceva curent, e ceva rar. Sau e mai mult teoretic. Mai mult teoretic. Mai mult teoretic. Practic, organismul știe mai multe decât știm noi și face mai multe decât putem noi să facem. Vorbeam mai devreme că femeile sunt pretențioase, nu știu ce vor. De fapt, ele știu ce vor, dar se răzgândesc. Nu, ele nu știu ce vor. Nu știu ce vor. Am vrut să fiu un pic mai... Așa, nu știu ce vor. Și cum le ajutați să înțeleagă ce vor, de exemplu? Da, am o experiență în acest domeniu, în a explica... Trebuie să... Adică când vedeți o pacientă, adică trebuie cumva să o și citiți așa. Trebuie să aveți acest talent. Se învață asta cu timpul, da, bineînțeles. Însă, eu sunt de părere și de credință, că în final este o credință, că e bine să fii corect cu pacientul. Să nu-i promiți ce nu poți să faci, ci să-i promiți ceea ce poți tu să faci. Și la fiecare pacient să te dedici și să faci cât poți tu, ca și cum ai face pentru copilul tău sau pentru soția ta sau pentru... Faci aceeași operație. Și eu fac chestia asta. Chiar cu tata îmi ziceam, bă, eu nu sunt bun de doctor de a fi cu pile. Nu veni cu pile la mine. La mine poți să fii cine vrei tu. Vino, bă, doctore, fă-mă și pe mine, că am eu încredere în tine, fă-mi și mie chestia asta. Și atunci zic, se poate, nu se poate, astea sunt riscurile. Riscurile sunt mai mari decât beneficiile, sau beneficiile sunt mai mari decât riscuri, sau nu avem riscuri. Veniți oricând, cu mare plăcere. Am înțeles. E greu în branșa asta dumneavoastră? Există invidii, răutăți, nu știu, mă rog, colegi care sunt, nu știu, în competiție cu dumneavoastră, așa? Altă întrebare. Da, mi-amintesc de domnul acela, ministru justiție, parcă era cu... Nu, dar i-a lansat o chestie ca lumea. Când, da, ceva te încurcă, altă întrebare. Asta, altă întrebare. Mă rog, ca și peste tot, ca și în orice domeniu se întâmplă lucrul ăsta, dar pentru că este o zonă, hai să fim acum sinceri, o zonă foarte bănoasă, să zic așa, toți acum, eu știu foarte mulți tineri care vor să se facă, care studenți acum la medicină și vor să se specializeze în, da, zona asta. Și pentru că, să zicem, e frumos că lucrezi cu partea asta frumoasă, estetică, dar și pentru că câștigi foarte mulți bani. Nu mai e vorba. Și atunci apar invidiile, apar, da, răutățile. Dacă sunteți, da, bun, așa cum ați făcut, așa, dumneavoastră, mă laud eu, da, v-ați făcut dumneavoastră o carieră în zona asta, cu siguranță ați avut parte și, da, de provocări de genul ăsta. Eu am să vă răspund în felul următor. Să știți că probleme de acest gen sunt la orice nivel și în orice domeniu și oricine are... Cum le evităm? Cum reușim noi... Pentru oricine, că tinerii se uită, ei tot timpul vor să afle cum să facă, cum să reușească în viață. Cum poți să eviți astfel de situații sau cum poți să le înfrunți și să ieși cu succes din ele? Deci aceste situații pot fi înfruntate doar cu o putere psihică. De ce zic putere psihică? Este datorită faptului că noi suntem ființe duale. Noi suntem și materie, ceea ce mă vedeți aici în carne și oase, cum ar veni, aceasta este materie, am și buletin pentru treaba asta, așa, dar trebuie să înțelegem că, de fapt, noi nu suntem doar materie, noi suntem și un câmp energo-informațional, care se pare că acest câmp a fost înaintea materiei și acest câmp a creat această materie și acest câmp, el este, să zicem, de la nivelul creierului în jos, este relativ stabil.
însă la nivelul creierului vom întâlni gândirea, judecata, memoria și toate celelalte funcții ale minții, care vor duce la trei aspecte importante, și anume una sunt sentimentele, alta sunt emoțiile și alta sunt gândurile. Sentimentele, gândiți-vă, este o stare continuă a perpetuării unei emoții inițiale. Okay, da. Emoția inițială este, să zicem, o surpriză la vederea unei informații. Da? Și gândurile sunt informații care noi tot timpul le evaluăm în timpul unei zile. Aceste gânduri, emoții și informații, acestea în final sunt câmpuri, ele vibrează. Și aceste vibrații, ele se împrăștie în tot corpul meu, nostru, dar și în univers. Și asta este prin intermediul acestor emoții, sentimente, este comunicarea cu universul, că noi putem să comunicăm. Vedeți, de dimineață vin o serie de doamne și zic, săgetătorul astăzi va, așa, leul va, leul nu știu ce. Da, ele au dreptate în felul lor. Și e adevărat, pentru că noi emitem câmp și planetele alea în anumite poziții, constelații, n-am citit partea asta așa de astrologie, cu toate că m-a rugat cineva să învăț un pic de astrologie, suntem tot timpul, aceste câmpuri sunt într-o conexiune și se influențează unele pe altele, chiar dacă, eu știu, nu știu, constelația leului este la 25 de milioane de ani lumină sau de ani lumină, așa, da. De ani lumină, că milioane de ani lumină nu prea, așa, dar de ani lumină, ea totuși ne influențează, că așa a fost creat spațiul ăsta, calea aceasta lactee. Deci, practic, răspunsul este prin puterea psihică, pe care cumva trebuie să ți-o construiești, să ți-o cultivi mereu. Că e complicat. Ați avut parte de provocări, mi-amintesc de situațiile cu Oana Zăvoran. Bine, atunci nu eram așa. Deci de vreo 5 ani de zile tot mă ocup, dar probabil de vreo 15 ani de zile și am început cu biorezonanță, unde am avut o surpriză că funcționează extrem de bine. Ce înseamnă biorezonanță? Este tocmai despre câmpurile care vă spuneam că compun acest câmp al nostru. Câmpul lui Vâlcu Marec este compus din, nu știu, 10 miliarde de alte mici câmpuri. Aceste mici câmpuri se regăsesc în orice alt lucru care este în jurul nostru. De exemplu, eu rezonez cu floarea de cireș, rezonez cu piatra nu știu care, safir sau așa. Rezonând cu toate elementele acestea, alea le găsești în mine. Da? Cu Oana Zăvoranu n-ați rezonat. Acum mulți ani, mi-amintesc mulți ani. A fost o încurcătură acolo, care așa a fost să fie. Dacă aveam inteligența de acum, știam să o evit. Însă, apropo de asta, că ce vorbeam mai devreme, dacă poți să eviți anumite situații... Poți să le eviți. Și am să vă zic un secret. Vă rog. Se numește Ho'oponopono. Ho'oponopono... Așa. După părerea mea, este cea mai tare mantră care poate să existe pe lumea asta. Trebuie să amintesc celor care se uită la noi că în ultimii 50 ani de zile tot m-am ocupat de partea asta de medicină alternativă. M-am documentat. Am practicat foarte, foarte puțin, dar m-am documentat foarte, foarte mult. Făcut șamanism, am făcut reiki, radiestezie, hipnoză. Hipnoză îmi place să tratez cu hipnoza. Dar ce vă determinați să vă îndreptați spre zona asta? Nu știu, am avut atâta o senzație neplăcută despre mine, cum ar fi că totuși menirea mea este să fiu pe acest pământ doctor, și dar eu știu doar patologia unei singure specialități, chirurgie plastică. Și atunci m-am simțit așa cum a zis, cu toate că toată lumea învață din ce în ce mai pentru din ce în ce mai puțin, totuși menirea mea e să fiu medic și nu pot să le iei pe toate. Cred că recordul în specialități aparține unui argentinian care a făcut 18 specialități, așa, nu pot să le știi pe toate și nu pot să știi din ce în ce mai mult către din ce în ce mai puțin, dar sunt în 30 de specialități. Și atunci am zis, hai să abordez calea cea mai scurtă, hai să zic ce spune medicina alternativă, că ceva trebuie să spună și ea. Scuzați-mă, este incredibil, erați un doctor de succes.
da, în sunt, zona asta da, a operațiilor alopat. Plastice, da, estetice. Da, da. Și dintr-o dată v-ați trezit așa într-o dimineață. Da, nu. Nu, nu, și, nu. Nu, a fost dorința mea de cunoaștere. Și mi s-a părut că faceți prea puțin. Sau... Da, da, da. Mi s-a părut că fac prea puțin și că știu prea puțin. Și atunci am căutat, cumva vedeți, medicina asta alternativă nu se referă numai la medicina alternativă, se referă la toată realitatea noastră. Este cineva care nu te place, nu te place că nu te place. Din prima clipă care te-a văzut, nu te place și tu nu-l placi pe el. Ei bine, se poate lucra treaba asta. Se poate lucra simplu. Sunteți două câmpuri care nu sunteți compatibile. De exemplu, la serviciu sunt la doi serviciu. Care nu se suport. Da. Sunt două câmpuri care sunt foarte compatibile și aia se iubesc, se căsătoresc, fac doi copii și până se iau la... După 10 ani iar încep. Dar de ce, apropo de chestia asta, de ce după 10 ani nu mai sunt compatibile câmpurile? Doamnă... Complicat. Nu e complicat. Familia, după părerea mea, se bazează pe un singur principiu. Și anume, cine conduce și cine muncește. Și asta este tot conflictul pentru restul vieții. Cine muncește și cine dă ordine. Asta este tot. Și cine? Există așa o rețetă generală sau da, depinde de la cuplu la cuplu? Rețeta generală este că femeia, până la urmă, va conduce. Și bărbatul va munci. Însă cei ce nu se supun... O să o pățească. Păi stați un pic așa. Mai nou, în ultimii ani, că doar femeile au vrut să fie egale cu bărbații și au muncit și ele așa să ajungă... Da, nu suntem egale. Asta știu, asta, dar asta, este dorin, asta a fost dorința lor dintotdeauna, femeilor. Femeile dau viață. Noi nu putem să dăm viață. Au început multe femei să-și construiesc cariere, adică să facă și trei copii, să aibă și cariere, să facă și bani. Să știți că știu situații de genul ăsta. Știu că știți, dar în toate situațiile acele doamne nu sunt performere în niciun domeniu. Asta este toată problema. Ca să fii performer într-un domeniu, chiar trebuie câmpul tău, tu, să vibrezi cu acel obiect de lucru, cu acea meserie. Tu trebuie să fii dăruit. Și atunci când ești dăruit, ai performanță. Dar de copii, de nevastă, de curte, de prieteni, de nunți... cu metrii și alte chestii. Nu mai ai. Nu mai ai. Deci nu poți să fii, nu poți să fii fenomenal în toate, nu poți să fii fenomenal la servici, nu poți să fii fenomenal la casă, nu poți să fii fenomenal cu copii, nu poți să fii fenomenal cu curtea, nu poți să fii fenomenal cu... Domnul Locu, aveți dreptate, dar eu am observat în ultimul timp că societatea îi cere femeii să fie bună și că dacă stă acasă și crește copii, uite-o și pe asta. Trăiește pe banii soțului. Dacă muncește și își face o carieră, își neglijează copiii. Adică cum n-ai dau, nu e bine. Vedeți, femeia a fost creată ca să facă, să dea naștere, ceea ce noi nu putem, și bărbatul a fost creat ca să o protejeze, să o sprijine. De aia sunt un binom, de aia sunt o pereche. Știți câți bărbați soți știu întreținuți de soții? Da, da, corect. Însă nu așa trebuie să fie. Aici este vina probabil a educației anterioare. Nu comentez aici, dar nu așa, bărbații, uite, acum la un serial cu vikingi, păi ăia erau bărbați, ăia, pac, se luptau, se băteau, aveau femeia lor, asta e femeia mea, și ea își avea grijă de casă, de copii, adică erau, cred că l-au auzit toată lumea, de-abia la început sunt acum așa. Am dat un exemplu. Da, cred că astea s-au schimbat rolurile în societate, însă schimbându-se rolul în societate prin interese, ambiții, necunoștință, incultură și așa, lucrurile nu mai funcționează cum trebuie să funcționeze. De aia copii, și eu știu cazuri de copii, de oameni mari care n-au avut timp de ei, au avut timp de altceva și acum sunt drogați, sunt, da, îmi pare rău, dar asta este adevărul. Deci trebuia să stai cu copilul la cine trebuia să stea? Mama, tata? Păi tata are o fabrică, mama are trei. Na, cine stă? Și atunci cum țin copilul ăla lângă ei? Dom'le, ești copilul meu, tu trebuie să ai o anumită ținută, un anumit respect, tu trebuie să știi că noi suntem oamenii cei mai buni pe lumea asta pentru tine. Îi dau bani și el ce face cu banii? Pentru că n-are nicio noțiune despre bani. Și ăla se uită, uite ce telefon are cu tare, întrebe și mine, uite ce face ăla, uite ce face ăla. Și atunci
Eu de asta zic, eu cred că undeva este o greșeală a societății. Uitați-vă că tot mergem dintr-o zonă în alta. Ca să funcționeze lucrurile așa cum trebuie, ca să fie fericită o familie, cum ar trebui cumva să fie împărțite responsabilitățile între cei doi, între soț și soție? Păi, femeia acasă și bărbatul pe câmp. Simplu. Simplu. Adică 100% așa. Adică, sunteți de părere că bărbatul ar trebui să se implice în, nu știu, în îngrijirea copilului sau copiilor, alături de soție? Bărbatul, în primul rând, după părerea mea, e părerea mea și pot să greșesc și lumea poate să zică așa. Corect, nu, până la urmă. Nu zic cu răutate sau cu necunoștință de cauză. Totuși, bărbatul trebuie să arate capacitatea aceasta de a susține familia, de a o sprijini și de a o apăra. Și femeia trebuie să demonstreze faptul că ea poate să crească acești copii într-un spirit al culturii țării respective, ai gintei respective, așa, depinde de unde sunt aceste familii, unde sunt aceste familii create. Și eu cred că vechile cutume care totuși au fost cultivate pe parcursul a mii de ani, ele totuși trebuie respectate. Și în ziua de astăzi se observă că nu se mai respectă aproape nimic din ce a fost. Deci, cum am fost noi, cum sunt copiii noștri, cum vor fi nepoții mei, cum a fost tatăl meu, cum a fost generația de dinainte, deci observ o modificare așa, de 180 de grade. Da, vedeți, femeile văd alte femei care au cariere impresionante, fie că sunt artiste, fie că, nu știu, fac carieră în nu știu ce zone și dacă femeia respectivă stă acasă și crește copiii, se gândește, uite că puteam și eu să fiu așa, că puteam să fac și eu o carieră într-un anumit domeniu, dar uite că stau la cratiță, stau, am grijă de copii. Da, stai la cratiță, dar mâncarea care o faci e bună, bărbatul tău te iubește că faci mâncarea cea bună, copiii te iubesc, ești admirată și de bărbat și de copii și tu ești stâlpul principal al familiei, că bărbatul e stâlpul de pe câmp, să zic așa, în ghilimele. Vedeți un lucru, există aici o greșeală, după părerea mea, de gândire și de judecată. Noi ne uităm la alții, hai să ne uităm întâi la noi. În noi sunt lucruri minunate, în noi sunt lucruri fantastice, incredibile. Deci dacă vă zic că este în ea 2-3 zile să vină unul la mine, măi, eu te bat, eu te nenorocesc, că te urăsc, că te nu știu ce, și în 3 zile la mă sună, bă, nu vii la o bere cu mine? Hai că m-am făcut bea cu minte, mi-e drag de tine. Și cum s-a întâmplat asta? Cum se calmează, cum se ajunge la o armonie din asta? E greu să vă iau acum cu... E vorba de câmpuri. Câmpurile astea, și le are un câmp ca și mine, nu e câmpul meu mai bun ca al dumneavoastră sau al dânsului sau invers sau reciproca, nu. Toți suntem niște câmpuri, dar suntem niște câmpuri cu niște particularități, cu niște lucruri diferite unii față de alții. Și atunci noi trebuie să armonizăm aceste lucruri diferite. Și atunci dacă el vine să știu că unul cu fizionomia mea i-a pus o dată piedică și i-a reținut, apropo de sentimente, ăștia care sunt în halul, arată în halul ăsta, ăștia sunt oameni răi. Și ne trezim peste 20 de ani că se întâlnește cu mine și zice, bă, tu ești un om rău. Și atunci tu trebuie să-i schimbi câmpul, trebuie să-i umbli un pic la rotițe lui acolo ale câmpului. Ce spuneți dumneavoastră și zici că e vorba despre magie, așa? Nu e magie. Nu e, deci nu există nici magia. Deci mult mai simple decât ne închipuim noi, exact, de fapt. Exact. Deci există două tipuri de magie. Magie, să zicem, bine în ghilimele, că unii altfel o folosesc, dar să-i spunem, că m-ați întrebat dacă e magie, nimic nu este magic. Totul există aici în noi și în viața noastră, în societatea noastră, există această comunicare parapsihologică. Dar oamenii nu sunt atenți la lucrurile. Dar bineînțeles astea. Că nu sunt aici, nici nu le pasă, nici nu interesează. Așa. Și poți, de exemplu, să... Schimb lumea numai cu mintea ta, dar trebuie multă energie, trebuie multă energie, adică ce înseamnă energie? Trebuie zi de zi trebuie să practici, lucrezi, da. Să lucrezi, da? Dacă îi vedeți pe asceții aceștia și fel de fel de călugări, ei ca să schimbe lumea, ei și-au schimbat viața lor în acest scop de a crește energia lor proprie personală și de a ne ajuta și pe noi să ne luminăm. Unii ne luminăm, alții ne luminăm.
Da, oamenii sunt foarte atrași de partea asta materială în ultimul timp. Categoric. Și pentru că totul se întâmplă cu o viteză uluitoare, scapă din vedere lucrurile acestea esențiale, de unde practic vin problemele, că de acolo vin. Ei caută... ego. Da, caută originea problemelor cu totul alt loc, de exact, fapt. Exact, exact. Tocmai asta am învățat în ultimii 5 ani de zile, că ego este ăla rău, așa, ăla bunul este câmpul care îl cunoaștem. Unii zic Dumnezeu, alții zic Buddha, alții zic Mohamed, alții zic cum le-ar zice să le zică într-un fel, dar este vorba de unul și același câmp energo-informațional și raportarea la ceea ce este bun la acest câmp îți dă și ție o mai bună viață, o mai bună, devii un iluminat. Ce înseamnă un iluminat? Înseamnă un om care vede această lume duală. Dom'le, asta este o masă, da? Și asta este un microfon. Vă garantez că dacă veniți aici cu niște echipamente, o să vedeți că masa asta iar un câmp. Da, corect. Da, dacă pui un vumetru de ăsta simplu ce au domnul acolo. Da, știu și de la fizică lucrul ăsta. Așa, și le pui aici, o să vezi că pe aici circulă un curent, dar până corect. La așa. Deci curentul ăla înseamnă totuși un câmp, înseamnă o frecvență, înseamnă o lungime de undă. E bine, deci există acest câmp, acest câmp este noi. Noi asta trebuie să dăm să știm. În clipa în care am ajuns să cunoaștem această informație, care e foarte greu de obținut, e greu să-ți imaginezi că doamne, masa asta e un câmp, dacă închid ochii, o văd cum vibrează da. Și plutește și dacă deschid ochii, e pe pământ. Așa? E, atunci aceste câmpuri, tu poți să le influențezi cu mintea ta, dar intențiile trebuie să fie doar bune. Intenții de dragoste, de prietenie, de întrajutorare, de compasiune, în primul rând, este cea mai puternică, compasiunea. Și atunci câmpul se schimbă, reacționează și el. Asta este biorezonanță. Eu mă gândesc la un amărât, îl văd pe stradă și zic, mai că mă duc să-ți iau ceva, să-ți iau ceva. Bine, dar unul de la adevărat, nu... Da. Așa. Și el îl vezi pe el, vezi, mai cum se bucură. Cum se bucură și bucuria... Deci eu am simțit chestia asta acum vreo 2 săptămâni de zile. La mine acolo, în zona în care lucrez, eu sunt un băiat foarte dotat mental, a avut și succese profesionale, a fost foarte înalt, bine văzut profesional, numai că la un moment dat s-a întâmplat un declic și el a ajuns un pic așa cam ciudat, să zicem, nu schizoid, dar mă rog, s-a întâmplat, se poate întâmpla. Și la acum asta, el e bine îmbrăcat, bine hrănit, nu e nicio problemă cu el. Trebuie să păsadă și cerșește. Și eu tot văzându-l, știu pe acolo, el mă știe pe mine și zice, băi, dă-mi și mie o țigară. Și zic, n-am, dar uite, îți cumpăr un pachet când plec de aici. Și mi-am luat 2 pachete pentru mine și un pachet pentru el. Dar l-am ținut așa în mână și l-a uitat la mine, unde-i pachetul meu? În clipa în care am dat pachetul, am simțit așa un val de fericire, așa de fericire care m-a izbit. Și atunci m-am simțit și eu fericit în momentul ăla. Foarte interesant, asta este un sentiment de compasiune și este efectiv și un câmp. Noi nu ne-am atins mâinile, nu ne-am atins, i-am dat un pachet de țigări. Și băiatul ăsta a fost foarte fericit. Da, Doamne, mi-ai dat, mi-ai promis și mi-ai adus, îți mulțumesc. Fabulos. Și pentru dumneavoastră însemna foarte mult că v-ați încărcat cu Da, corect. Și... Îți curezi tu câmpul tău, asta este important, să-ți curezi tu câmpul tău. Și practic puterea psihică, așa poți să-ți o crești? Da, da. Deci, foarte multă lume suferă de depresie ultimul timp. Deci este, nu știu, nu știu dacă există om care să nu aibă anxietăți. Eu am avut, dar mi le-am vindecat. Da. Atacuri de panică sau chestii de genul ăsta. Da, da. Ele se rezolvă ușor cu hipnoză, ele se rezolvă ușor, bine, cu o cunoaștere de care v-am povestit până acum, care nu-i totul, mai e foarte mult de intrat în amănunte. Dar totuși toate problemele astea sunt câmpuri negative care apasă asupra câmpului nostru. Și a luat ăla nu știu ce mașină. Eu am, uite, din asta. Sunt în depresie. Dar și mașina asta și mașina aia te duce de aici până acolo. Asta chiar e mai economă. Economă. Acum mă plimb cu o mașină foarte economă. Care, vă zic, cinstit, am cumpărat-o în 2008 așa pentru treaba acolo la clinică.
Și acum, dacă am consumat 1 milion pe săptămână... Ați început să o conduceți dumneavoastră? Da, am început eu să o conduc. Și mie mă distrează. Și în plus de asta, am și un sentiment. Vedeți, ăsta este sentimentul, ăsta este exemplul la care am ajuns să pot să-l dau. Și anume, sentimentul care l-ai tu. Una este să te sui într-o mașină ca lumea. Da, modernă, dotată. Da, a mea nu e nici din vârf, nici de jos, să zicem pe la mijloc, da? Și ce sentiment ai să te sui într-o mașină care este mai de jos, așa? Vedeți, diferența asta de sentiment este foarte importantă. Dacă te sui într-o mașină de mediu spre plus, atunci ai un sentiment de ego, de supremație. Ți se umple sufletul, eu sunt. Asta este grav. Asta este grav, pentru că câmpul principal e cel care compune universul. V-am zis, unii zic Dumnezeu... Dar nu te poți bucura doar, nu știu, de faptul că îți oferă un confort mai sporit sau... Nu există. Vă zic, este doar ego. Și ego-ul ăsta este cel care trebuie să te lupți în clipa în care nu vei mai avea ego sau măcar știi să-l controlezi. Măcar nu ești dependent de el. Doamne, invidie, mamă, ce are ăla, wow, ce invidios. Normal că așa. Dar te poți uita la el, ia din mașina ta, ia-ne că mergi cu bicicleta. Ia să vedem. Tu ai mașină, dar ia o bicicletă. Ia mergi 2 săptămâni de zile cu bicicleta. Se duce nevroza, se duce depresia, se duce. Depresia este boala oamenilor care nu vor să judece, nu vor să muncească. Ia niște depresivi de ăștia și pune-i la... Și arăți, uite, am făcut o casă împreună, uite, și ea se bucură, da, domnule, am făcut o casă. Și o dăruim Lola. Păi cum adică, n-am făcut-o pentru noi? Nu, o dăruim Lola, să vedem ce simtem, ce simțim aici în noi. Da. Și asta e tot. Și gata, s-a terminat cu depresia. Astea sunt bolile autocreate de noi. Înainte oamenii nu erau depresivi. Asta urma să vă întreb. Cu cântatul cocoșului la 5 de dimineața. De ce acum depresia a luat amploare așa? Doamna. Majoritatea motivelor care stau la baza depresiei sunt de fapt astea, ziceți că vreau să am mai mult decât am, pentru care X și Y. Bineînțeles, suferința asta umană este dată de ego-ul nostru. De eu. Eu sunt în centru. Și, practic, pe vremuri, când nu prea aveai acces să-ți faci nu știu ce averi, să zicem chiar dacă ai fi putut, era mai bine. Uitați, am să vă dau un exemplu de o civilizație pe pământul ăsta care gândește cu totul altfel decât noi, și anume este... Am avut ocazia să ajung într-o insulă numită Bali și acolo a fost un taximetrist care ne-a luat, ne-a plimbat de acolo-acolo, apelam la același taximetrist și l-am întrebat, explică-mi și mie cum este aici cu bogați și cu săraci, că văd că voi aveți un singur tip de mașină. Și el mi-a zis, aici cu bogați și săraci este la fel, toți suntem la fel. Zice, bine, dar nu-și cumpără mașini, nu-și cumpără case, zice, nu, la noi îți cumperi casă numai dacă s-a mai născut un copil și îți mai trebuie o cameră în plus. Și zic, bine, atunci, da, bineînțeles, unii faceți mulți bani, unii mai puțin bani. El zice, da, e adevărat, dar pentru ce țineți acei bani? Dacă nu vă cumpărați case, mașini, păi pentru chestii zilnice și pentru cinstea care o vom face noi comunității, masa de la revedere. Incredibil. Da. Și de unde a pornit discuția aceasta? Că el mai trebuie să vină 2 zile și zice, uite, știi ce noi... Aici avem o lună de zile în care ne rugăm, se duc au niște temple, cu niște cimitire, cu așa, și stau acolo, se roagă o lună de zile. Deci noi ne rugăm o lună de zile aici și eu nu vin pentru nimic, nu calc această obișnuință a noastră și pentru niciun fel de bani nu poate să mă cumpere pe mine, n-ai câți bani să-mi dai pentru că nu mă interesează banii tăi. Domnul doctor, este incredibil. Eu nu știam că voi avea o discuție în zona asta cu dumneavoastră. Eu mă gândeam că o să vorbim de partea asta cu chirurgia estetică, lucruri de genul ăsta, cu fetele care unele își fac 100.000 de operații estetice, lucruri de genul ăsta. Și am descoperit lucruri foarte interesante și în zona asta. Dar dumneavoastră nu vă place luxul, de exemplu, dacă îmi spuneți că nu mai contează, ați ajuns la un nivel de înțelepciune că nu vă mai interesează să fie o mașină, nu știu, scumpă.
Nu vă place luxul? Cine definește ceea ce e la lux? Am WC-ul, am apă caldă, am pereți, am termopane. Ce mai întrebi mie ca să trăiesc în lux? Nu știu, să, apropo de casă, casă mare, cu piscină, cu nu știu ce, cu mobilă. M-a ajutat Dumnezeu, m-a ajutat câmpul central și așa. Uite că mi s-a întâmplat, dar... Da, dar... Dar nu, poate ați ajuns la nivelul ăsta de înțelepciune, poate pentru că le-ați avut, sau... Dar știți... E adevărat. Știți cum erau ăștia, Baragon era un scriitor pe vremea lui... Între cei doi războaie mondiale în Franța, el era bogat. Și acum el zice, bă, eu m-am scris în Partidul Comunist. Că el le avea pe toate, acum el se gândea la binele tuturora. E adevărată și varianta aceasta, dacă nu ai, chiar îți dorești, dar la un moment dat, când începi să ai lucruri suficiente, dom'le, am apartamentul meu, casa mea, ăsta e patul meu, asta este, am apă caldă, din când în când ăștia mea mai taie, dar am apă rece. De ce să-mi distrug viața? De ce să-mi distrug sănătatea? Alergând să am apă caldă cum are ăla pe strada nu știu care sau sufrageria mai mare sau bucătăria mai mare sau uite ce bucătărie și-au luat ăla și nu am eu și așa. Îți distrugi viața. Îți distrugi. Fiecare clipă este foarte importantă pentru tine și trebuie să te bucuri de ea. Pentru că trecutul a trecut și viitorul nu există. Nu știm ce va fi mâine, nu știe nimeni ce va fi mâine, sunt doar prognosticuri, noi prognosticăm. Nu știm dacă mâine se încheie viața mea, viața noastră, sau începe viața mea sau viața noastră. Nu știm cum va începe, cum va așa. Așa că tu trebuie să te bucuri numai de clipă. În clipa în care... De ce oamenii trăiesc în viitor mereu? Practic. Da, asta a zis-o Dalai Lama. Zice, oamenii trăiesc în viitor și în felul ăsta îi face să strângă bani, trăind în viitor și alergând cu mintea numai după bani. Nu e citat corect, dar... Mă rog, un rezumat, idee. Așa? Și în felul ăsta își pierd sănătatea. Și au pierdut sănătatea și acum află că cu banii nu mai pot să o cumpere și de fapt ei n-au trăit nici în trecut, nici în viitor și nici în prezent. Ce trist. Dalai Lama. Foarte trist. Da, da, asta este adevărul. Noi, asta cu banii, cu luxul, cu... Da, îți pierzi viața. Am o mașină care merge de acolo până acolo. Poate să fie și Bentley, poate să fie, dar tot de acolo până acolo mă duce. Numai că, vă zic cinstit, o concluzie foarte importantă asupra gândirii mele este asta. Ce sentiment ai dacă te umbli cu o mașină făcută în 2007 și de aia mică? Și ce sentiment ai dacă te plimbi într-un Bentley din 2022? Aia ce se întâmplă în tine nu este același lucru. E, acel lucru care se întâmplă în tine este cel care te îmbolnăvește sau cel care te vindecă. Pentru că v-am spus că... Domnul doctor, iertați-mă. Da. Eu vă spun ce sentiment a trezit în mine când mi-am schimbat mașina. Deci, o să spun mărcile. Nu, mărcile, pentru că deja nu s-a zis Bentley, eu o să zic că am avut un Mini Cooper și după aceea am trecut la un Mercedes GLC. Știți care a fost sentimentul? De spațiu mai mare, că mi-era mai ușor să car bagajele, înțelegeți, adică pentru copil și așa mai departe. Aveam 4 uși, că la Mini Cooper aveam doar 2. Adică erau niște benefici, nu știu dacă ego, dar mi-a plăcut, m-am bucurat. N-ai cum să nu te bucuri. Categoric, dar nu pot să zic bucurat, că e ceva care, nu știu, Doamne, mi-aș fi dat toată viața pentru nu știu ce, sau acum să-mi doresc de la mașina asta, sunt foarte fericită cu ea. Da, da, foarte bine, nu foarte știu, bine. Adică, nu. Eu n-am vrut să deranjez pe nimeni. Dar chiar facem analiză, pentru că e foarte important și e foarte bine ceea ce spuneți și din punctul meu de vedere, adică rezonez foarte bine cu ideile dumneavoastră. Dacă trecerea de la Cooper la ce v-ați luat acum nu vă afectează, nu vă simțiți superioară față de cei de pe, din trafic, e în regulă. Asta este cel mai important lucru. Asta este și am observat că sunt mai respectat în trafic de când am această mașină. Vedeți? Vedeți? De acum începe povestea. De aici începe povestea. Sunt mult mai respectat în trafic.
Că așa percep oamenii, exact ce spuneați dumneavoastră. Din păcate, eticheta contează foarte mult și câteodată lucrul ăsta, chiar dacă pentru tine nu contează, societatea te obligă să conteze și pentru tine, ca să poți să faci parte din societate. Eu am să vă zic că obiectivul meu acum în viață nu e să câștig acreditarea cuiva. Asta e foarte important. Așa? Da? Obiectivul meu acum în viață este să curăț acest câmp cu care am venit aici pe pământ și să-i dau cât mai multă valoare, luminozitate acest câmp. Gândiți-vă că noi nu luăm nimic după noi, da? Eventual coșugul ăla care poate să fie cu aur sau poate să fie din lemn, așa? Dar acest câmp, el rămâne pentru totdeauna. Acest câmp a fost dintotdeauna, de la crearea Universului și va rămâne totdeauna. Acest câmp trebuie lustruit, nu mobila sau mașina sau așa. Foarte important lucrul ăsta. Știți că oamenii mereu aleargă după validare, validarea celor din jur. Mai ales când de pe la 20 de ani, nu știu, să zică profesorii că sunt bun, să zică șeful că sunt bun la muncă, să zică fata aia că sunt ok, că să cuceresc o fată, tot timpul vor să fie validați. De fapt, de mici suntem, da, așa este, într-o așa alergătură așa continuă, așa după validare. Da, așa este. Știți că vreau să vă mărturisesc ceva, și eu am mai avut, ca și fiecare om are diverse etape de genul ăsta și la un moment dat am zis că eu nu mai vreau validarea nimănui, pentru că diverse experiențe și profesionale, te ciocnești și de persoane cu care nu rezonezi, exact ce spuneați dumneavoastră, pentru că ale voastre câmpuri nu rezonează, și la un moment dat stai și te gândești, de ce trebuie să obții validarea cuiva? Da, asta este mintea ta, nu trebuie să obții. Ai un singur câmp de mulțumit, ăla principal, câmpul universal. Einstein a zis treaba asta, că noi suntem niște câmpuri, microcâmpuri dintr-un câmp universal. Da? Deci există un câmp mare și noi suntem bucăți din el, dar faptul că suntem, cum e marea, dacă e un pahar de apă din mare, uite, asta ar putea să fie câmpul meu, vâlcul mare. Dar cât de mare e marea? Câte pahare se mai pot scoate de acolo? Infinit. Infinit. Da. Dar eu sunt așa, altul este mai albastru, altul e mai sărat, altul e mai nu știu cum. Și acum tu trebuie să, pe măsură ce distilezi acest câmp până ajunge H2O aici, mai e de lucru, mai sunt impurități, mai sunt fel de fel, mai sărată, mai albastră, mai galbenă, mai într-un fel. Știți, asta este obiectivul. Ați observat cumva că totuși, na, oamenii în ziua de astăzi în preponderență sunt materialiști sau, nu știu, poate viața îi face așa să fie. E mai simplu să fii materialist decât să fii spiritual. Este mult mai simplu să-ți dorești o mașină decât să-ți dorești cunoaștere. Pentru cunoaștere trebuie să muncești. Da, trebuie știți să cum citești, e și cunoaștere pe stomacul gol, se poate? Vă întreb. Da, se poate. Măcar ai siluetă. Nu sunt un exemplu bun de cunoaștere, că nici n-am suficientă cunoaștere cât aș vrea, nici n-am silueta care... Dar știți cum e? Cunoașterea asta oricum este infinită, adică cu cât cunoști mai mult, cu atât îți dai seama că cunoști foarte puțin. E adevărat. Dar trebuie să începi de undeva, să cunoști infinitul. Nu poți să te limitezi numai ce a apărut anul ăsta la mașinile astea, uite, ultimele a pus un buton, trenduri, gata, da. ultimele trenduri. Eu am văzut de la fustele mamei mele, că odată la 10 ani erau lungi și odată la 10 ani erau scurte. Peste 10 ani iar veneau lungi, iar veneau scurte. Dar vedeți că s-au schimbat vremurile, pentru că acum, și dacă să mergem și zona asta cu moda, și brandurile astea care dau tonul, se schimbă din 3 în 3 luni. Da, adică, se schimbă, dar nu se schimbă în realitate nimic. Nimic, exact, doar o aparență. Da, mintea ta ți-e schimbată. Ori tu trebuie să rămâi nemuritor și rece, cum spunea Eminescu. Era să zic și abii, genii în domeniile lor. Și practic, ce ar trebui să facă un om așa ca să înceapă să-și curețe câmpul despre care tot ne vorbeați? Prima dată, el trebuie să creadă că există acest câmp. Dom'le, există acest câmp. Și eu nu-l văd, de ce îl vede sau de ce... Poate nici eu nu-l văd, nici eu nu văd aure, dar sunt unii care văd aure. Toate icoanele noastre sunt cu
cum circulez deasupra, este aura. Aia este energia care o emite creierul îngelului respectiv sau Maicii Domnului sau cine e acolo. Iisus Hristos. Deci el a fost văzut acest câmp și există acest câmp. El s-a demonstrat prin efectul Kirlian. Prin anii 50-60, o familie numită Kirlian au luat oameni, prunze, lucruri vii și le-au pus într-un câmp de intensitate mică sau foarte mare, așa, și le făceau poze. Acest câmp, deci tu ai pur și simplu o frunză și puneai plus aici, minus aici, curent continuu, din câte mi-aduc aminte. Și în momentul ăla, când făceai o poză, deci vedeai conturul frunzei și în jurul conturului frunzei ceva care se contura, dar la altă distanță. Ăla era câmpul energomagnetic, energoinformațional. Și pornind de aici, te apuci și te interesezi, citești. Te duci pe la pop, pe la biserică, zice, mai roagă-te, mai nu știu ce. Și asta face, are efect rugăciunea. Rugăciunea este, de fapt, o intenție. O intenție de a te alinia cu câmpul central. Tu te rogi la el. Doamne, ajută-mă, Doamne, mirește, nu știu ce, fă, zim, fă, na. Și îl face. Și la un dat face. Dar când face? El face numai când intenția ta este pe pozitiv, nu bani. Dumnezeu n-a creat banii, sunt creați de om. Din cauza asta el nu-i vede. Doamne, dă-mi un sac cu bani. Ce-ai spus? Ți-aș da, eu îți dau, eu sunt bun cu tine, îți dau, dar nu știu despre ce vorbești. Nu știu ce să-ți dau. Nu știu ce să-ți dau, dă-mi minte să fac bani. Mai înțeleg așa. Așa. Ok? Se apucă și citesc, de exemplu, se apucă și citește, practic citești, practic te documentezi și de la fiecare carte la fiecare carte. Da. Încep să ți apară și alte întrebări, exact, și tot îți apară așa. Întrebări și ți apar, găsești și răspunsuri și în felul ăsta îți curezi tu câmpul tău. Deci eu cred că câmpul se curăță prin cunoaștere și intenție. Cunoaștere, faptul că citești, că sunt oameni care au scris lucruri serioase. Sunt oameni care au scris lucruri serioase și care ele pot fi compilate. Deja când ai suficiente informații, deja poți să-ți faci un sistem al tău filozofic. Domnule, eu cred așa. Te verifici dincolo, în cartea cealaltă, te verifici, te găsesc cu culturile astea asiatice, budism, hinduism și nu știu ce. Ele comportă o esență din aceasta energo-spirituală, o structură de câmp. Deci toate lucrările lor au la bază, mai ales la budiști, structura asta de câmp. O explică ei mai... Da. Adică, mă rog, sunt scrieri vechi și n-au știut ei să zică treaba asta cu câmpul, dar dacă citești printre rânduri, îți dai seama... Dacă citești printre rânduri, ai să vezi și zici, uite-te că și ăștia. Și atunci te bucuri tu pe tine, uite-te că nu sunt departe de cărarea cea bună. Și tot așa. Și trebuie să citești, trebuie să lucrezi cu tine. Trebuie să lucrezi cu tine. Asta domnul este. Doctor, ne așteaptă cutiile. Cu care vreți să începem? Care vreți dumneavoastră? Păi alegeți dumneavoastră. Mie îmi place roșu. Roșu. Vă las să deschideți cutia și să vedeți ce întrebare e acolo. Ia să vedem aici. Haideți. Să ne arătați și la cameră după ce o citiți. Care a fost cel mai greu moment din viața mea? Un moment așa care, nu știu, poate chiar v-a schimbat cursul sau, nu știu, poate un moment din... Nu, am avut noroc cu SEO viața mai mult sau mai puțin pe pozitiv. Eu totdeauna am considerat că orice șut în fund înseamnă un pas înainte. Chiar înseamnă. De curând am auzit un popă pe canalul ăsta de mass media, pe WhatsApp. Era un popă înregistrat care povestea o pildă despre un domn care spunea în felul următor, ce rău se întâmpla, el spunea bine, bine, foarte bine, Dumnezeu știe cel mai bine ce e bun pentru mine. Ok. Și pilda e în felul următor, că la un moment dat copilului își rupe piciorul și el spune bine, bine, foarte bine, Dumnezeu știe cel mai bine ce e bun pentru mine. Copilul cu piciorul rupt, dar au venit soldații și au luat pe toți copiii de vârsta lui
și i-au dus la armată. Și uite-te că, de copilul fapt... Copilul i-a scăpat. Și copilul i-a scăpat. Am mai făcut câteva evenimente din ăsta cu bine, bine, foarte bine, Dumnezeu știe ce mai bine pentru mine. Nu le știu pe toate, asta este, am dat un exemplu. Ajunge la curtea regelui. Regele, nu știu, se juca, se băteau pe acolo cu săbile, făceau antrenamente și îi taie un deget regelui și el spune, bine, bine, foarte bine, Dumnezeu știe ce mai bine, ce e bun pentru tine. Regele, când l-a auzit, pac, l-a băgat în temniță. Bine, l-a lăsat acolo, el a făcut-o, deja se pregătea de o plimbărică, nu știu pe unde, o, așa, și pe acolo... El și pe curtenii lui sunt prinși de un trip de canibali. Zice, tu ești regele, te lăsăm la sfârșit și mâncăm pe ăștia. Și a mâncat pe toți ăia și când a ajuns la rândul lui, vede că ăsta n-are un deget. Nu, noi mâncăm doar oameni compleți. Și-a scăpat. Exact. Bine, bine, foarte bine. Am înțeles, dumneavoastră ați avut parte de un astfel de eveniment, nu știu. Care nu știu, a fost în esență neplăcut, dar care totuși după aia... A fost spre binele dumneavoastră, dar pentru care, nu știu, să zicem, ați suferit sau din cauza căruia ați suferit și care v-a marcat? I-am să vă zic că au fost evenimente în viață care m-au marcat. Am suferit multă umilință de la oameni foarte apropiați, dar am transformat toată această umilință în reversul ei, într-o bucurie a sufletului, că prin suferință se înalță sufletul și măcar am descoperit chestia asta cu spiritul, cu înălțarea spiritului. Nu e la biserică, Doamne, peste 3 zile se înalță spiritul, peste 7 zile nu mai știu ce se întâmplă sau așa, peste 40 de zile s-a înălțat direct la cer. Nu e vorba numai de asta. E vorba pe care ce aici, ce spune biserica, e corect, că sunt niște straturi de energie cu densități diferite care se parcurg în zilele astea, 3, 7, 40, nu știu ce, 21, 40. E adevărat chestia asta cu spiritul. Pe de altă parte, n-ai voie să te lași să te marcheze. Când te lași să te marcheze un eveniment negativ, atunci e sclavul lui. E sclavul suferinței, e sclavul durerii, e sclavul fricii, e sclavul la acel eveniment. Ori poate acel eveniment s-a petrecut pentru binele tău. E adevărat, te-a părăsit iubita. Mă, poate nu era femeia care trebuie așa. Ai pierdut bani. Poate e cazul să înveți să trăiești și fără bani și poate e cazul să-ți demonstrezi ție că poți să te refaci a doua oară, a treia oară, nu știu ce. Sunt atâtea exemple de oameni care s-au refăcut foarte bine, pornind de la zero. Corect. Apropo despre bani, deschidem și cutia aurie. Eu zic acum. Da. Deci nu știu care au fost, toate le-am transformat în bine, adică bine pentru mine, nu este un eveniment care să mă, cel mai greu moment din viața mea, am să vă zic. Spuneți, haideți, înainte să citim cealaltă întrebare. Ghiciți. Păi nu știu, că eu nu vă cunosc, vă cunosc doar momentul acel. Același eveniment greu din viața dumneavoastră este și al meu. Și același eveniment greu din viața noastră, a noi doi, este același eveniment greu al tuturor oamenilor pe acest momentul pământ. Nașterii. Exact. Deci trecerea spiritului în corpul viu și apariția copilului pe acest pământ este cel mai dureros, cel mai este de neînchipuit. Un om adult, dacă ar trece măcar prin durerile acelea care apar la 2-3 luni de zile ca urmare a modificărilor mucoase digestive a copilului, a bebelușului, ar muri. Sunt dureri înfiorătoare. Deci durerile care au fost înainte la naștere sunt și mai mari. Și mai mari. Da, interesant. Bine, copiii nu prea simt o intensitate mai mică. Da, referiți la colici, la astea? Da, colicile alea sunt de o durere fantastică. Copiii până la 7 ani, ei trăiesc în hipnoză, trăiesc în inconștient. Ei acolo primesc energii pozitive de acolo de sus. Da. După ce se creează conștientul și subconștientul, de-abia sunt cumva pe picioarele lor și cred că au liber arbitru, care, după părerea mea, așa multora, nu există. Corect. Haideți să citim și întrebarea din cutia aurie. S-o arătați și la cameră, ca să vadă și telespectatorii. Câți bani câștigați la în camera activitatea 2, din asta profesională? La camera 2, acolo.
Bună. Acolo. La camera 4. Haideți, da. Mai bine. Câți bani câștig? Salariul meu este de 30 de milioane. 3 adică 3 milioane. Pe hârtie. Păi atâta câștig, da. Restul sunt acționar principal al societății. Am înțeles. Aia ce m-ați întrebat lunar. Da. Lunar e salariu. Salariul atâta. Trebuia să punem, da, întrebările altfel cu dividende, cu asta. Trebuia să intrăm în detalii. Viitoare, dacă da, aici, cu, aici, da, știi, da. De povestiți da. Asta cu... cu banii. Să știți că mi-a făcut mare plăcere discuția cu dumneavoastră. Săruna. Și cu siguranță și telespectatorii au stat cu ochii și cu urechile ațințite spre ceea ce ați povestit și practic vorbile acestea înțelepte pe care le-ați spus, că oamenii, cum spuneam, sunt foarte ahtiați după lucrurile materiale, sunt într-o vâltoare din asta care nu se mai oprește și uită de ei și uită de partea asta spirituală, care de fapt este cea mai importantă și că problemele de fapt de aici vin. Corect. Vă mulțumesc corect. Mult de tot pentru prezență. Vreau să spun o frază care n-am completat-o și m-ați întrebat cum se poate realiza intenția și modificarea câmpului. Așa. Prima chestie care trebuie să o înțelegem este că nu vine nimeni la tine să îți dea cu, mă rog, să-ți spună lucruri urâte sau să te bată și nu te-a văzut până atunci și nu ai făcut absolut nimic, decât dacă voi aveți o relație mult mai veche. Această relație mult mai veche este cea în care ai greșit tu și el vine acum să, mă rog, să echilibreze câmpul. Acest câmp se echilibrează printr-o mantră inventată de, nu știu, de veche, de sute de mii de ani, probabil, de șamani din Hawaii. Și sună în felul următor, sunt patru cuvinte. Și puteți face asta oricui, cu mama, cu tata, cu sora, numai să poți, cu prietenul, cu dușmanul, cu nu știu ce, oricui. Îi faci următoare... mai ales cu dușmanul. Îi faci în felul următor. Îmi pare rău și de ce îți pare rău? Îți pare rău pentru că și tu ești creator la această realitate. M-au lovit în ultimii 2 ani de zile unii în spate la trecerea de pietoni. Acum 10 zile m-a lovit unul și când se dă la jos zice îmi pare rău, îmi cer iertare, îți mulțumesc, te iubesc. Deci asta este mantra. Ăla era... nu înțelegea ce vorbesc, nici așa, dar eu din cauza că am fost pe acea stradă și am pus o frână și l-a dat în mine, noi avem ceva de rezolvat din... mai de mult. Și atunci trebuie reparată chestia asta și atunci tu trebuie să-ți ceri iertare. Și acum vine cu iertarea, chiar îmi pare rău, deci ești parte conștientă a Universului, îmi cer iertare, mulțumesc ca să închizi cercul și iubesc, te iubesc, este... una de cele mai înălțătoare emoții care le poate avea omul pe acest pământ. Și cu aceste vorbe încheiem ediția de astăzi. Vă aștept data viitoare. Până seara.